O de o chestie foarte interesantă. Unde ești? Pe calea ferată? Ce faci acolo? Îmi caut sensul vieții. Așa era și domnul Ciucă, pe calea ferată și-a găsit drumul Sensul, în viață. da. Oamenii ăștia nu înțeleg. Mircea Da. Joană, spre exemplu, domn, ești SGA la NATO, ești cu războiul, cu javelinul, Da. Cu ce Sfântul ocupi tu Javelin, te rog acolo, frumos, ca cu să fim Sfântul Javelin. în linia Domnule, oficială. dacă în campanie n-ai văcuța lângă tine și copilașul cu obrăjori și bătrânica, n-ai făcut nimic. Dumnezeu, ești secolul De XIX. ce? De Ești ce? în campanie de secolul XIX. De ce? Iulian Al Dumitrescu, doilea șef coruptul, al are voie să fie sprijinit de primari care suc de la bugetul națiunii. Da, că asta fac primarii, nu fac altceva. Așa. Rareș Bogdan tace, da, dar Ciuma Roșie este PSD. Nu vedeți că suntem în zona de secol XIX, în zona de minciună secol XIX, de tip Revoluția Sovietică, unde mințeam cu toții că ce bine e sub comunism? Cam Domnul așa e. Nicolae Ciucă nu crede cumva atunci când vine echipa de consultanți și spune du-te cu trenul până la Brașov, asta s-a întâmplat ieri Da. în deplasarea la filiala Da, Brașov, și-a cărat du-te cu singur trenul. Nu are senzația sacadoul, că, domnule. Da. Ne umilește cumva? Bineînțeles că România ne umilește, asta, dar de individul altfel, nu are niciun fel de mergând impresie. Mergând cu avionul, cu girofarul, cu tot ce Da, trebuie. dar băiatul nu are niciun fel de greață în acest sens. Ciucă este un tip care a mafiotizat marele stat major al armatei române. Ciucă, lăsând ca distrus spitalul militar central, care e un dezastru, este, duceți-vă, este cort, nu este, ăla nu mai e spital. Este o rușine ce s-a întâmplat cu Spitalul Militar Central din București. Este o rușine totală. Este un cort. Este un cort de nomazi. Asta este la ora actuală. Asta e vina lui Ciucă. Vina lui Ciucă a plătit armament care n-a mai ajuns. Vina lui Ciucă. Noi am dat miliarde pe armamentul americanilor care n-a mai ajuns. Noi nu avem armamentul care l-am plătit nu acum 5 ani, acum 10 ani. Da? S-a ridicat pe umerii americanilor fără să facă nimic. S-a dus, a invadat țări ilegal și ilegitim, fiind aliatul americanilor. A tras în nefericiți în Irak. S-a declarat eroul de la Nasiria. Ăsta e Ciucă, domn. E, acest individ vrea să ne arate acum că